Acum, în prag de sărbători, toate instituțiile de învățământ din Câmpul Lung organizează sărbări specifice. Un exemplu în astfel de evenimente l-au oferit elevii și cadrele didactice de la liceul cu program sportiv din municipiu printr-o lecție deschisă intitulată sugestiv Sărbătorile din Mușcel. Îmbrăcați specific portului și tradițiilor populare din Mușcel, elevii au prezentat în fața unui public destul de numeros în cancelarea instituției de învățământ un spectacol așa cum se organiza în vremurile vechi. Și tremură brazii mișcoră morelele, căci noaptea de azi căscâte estele. Se bucur copiii și fetele, de dragul Mariei și piaptele pletele. De dragul Mariei și a Mântuitorului, se aprinde pe cerul o stea călătorului. Iată vin colindă, florile d'albe, noaptea pe la cântă lor. Florile d'albe, florile d'albe, Jocul ursului, unul dintre cele mai spectaculoase jocuri cu măști păstrate în satele din România, semnifică moartea și învierea naturii, iar mersul cu capra se poartă în ajun de an nou și reprezintă aducerea de bunăstare, de sănătate și noroc în agricultură. Aceste două tradiții ne-au fost prezentate de către elevii de la clasa a 7-a și a 11-a într-un mod spectaculos. Rumsă verde de mărar! Bună seara, gospodari! Gospodari și gospodini! Ăștia surși din mățău, nici de mici în sufletul tău. I-am mărit, i-am făcut mari și i-am dus la pădurari. Eu mi-am dat lumii ocol, mi-au adus frații de la pol. Hai, da, dură, 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 mai ținei cu plata sur. Și să-mi fie care să ne dea hasta parole. Poate și mă pregătire. La final, colindătorii au primit din partea profesorilor de la instituția gazdă tradiționalele colindețe, așa cum primeau și în vremurile vechi de la săteni colindătorii care băteau cu pasul ulițe întregi din casă în casă în ajun de sărbători pentru a duce tradiția românilor mai departe.